tânăr dornic de aleasă învățătură s-a dus odată la o mănăstire să-i ceară sfat unui bătrân călugăr. Părinte, dați-mi, vă rog, o carte din care să pot învăța cel mai bine cum trebuie să fie un creștin, cum trebuie să gândească, ce trebuie să facă, o carte care să-mi explice toate aceste lucruri. Călugărul i-a spus că are o asemenea carte în chilia sa și s-a dus să o aducă, însă după câteva clipe s-a întors ținând în mână o cruce pe care i-a întins-o tânărului. Văzându-l mirat, i-a spus: fiule, crucea este cea mai de seamă învățătură pe care Dumnezeu i-a dat-o omului. Pentru noi, Mântuitorul s-a jertfit pe cruce, arătându-ne astfel ce înseamnă să iubești, fiindcă a făcut acest lucru din dragoste pentru oameni. Crucea înseamnă tocmai calea pe care omul ajunge la iubire, adică la Dumnezeu. Cel ce știe să-și poarte crucea, poartă cu el în același timp harul și iubirea Domnului. De asemenea, crucea nu este o povară, ci o bucurie. Când te dăruiești celui drag, nu o faci cu tristețe și cu reținere, ci cu bucurie și entuziasm. Crucea înseamnă deci curaj, răbdare, dar mai ales dragoste.